este că ne-a trebuit să luăm golul 1-2 ca să jucăm o repriză întreagă. Noi nu putem să ne concentrăm, să nu luăm gol repede, așa am avut și tapă de jucă cu Pâncu, dar după aceea degeaba am jucat bine prima repriză și am mai jucat un sfert de oră de repriza a doua, că n-am fi putut pe contraatac cu acela la Bucur, comand în fața porții, să-l verificăm. După aceea ne-am retras inexplicabil, Gazul a avut mai multe lovituri din apropierea careului, plus a venit faza aia cu 11 metri, a fost, n-a fost, nu pot să mă pronunț, că nu am văzut bine de acolo de unde sunt. A dat arbitru înseamnă că a fost și s-a încheiat jocul. Se putea mai mult? Eu spun că da, dar facem prostii. Din păcate, federația cu regulamentul lor, cu acei juniori care efectiv îți dau bătăi de cam nu știi pe care să bagi, cum să-l bagi, eu o spun și am spus și când mă uit prima dată la ședință, spun, tot nu sunt pregătiți pentru Liga a doua copii de 17-18 ani, plus că prin această decizie care a luat-o generația 94-95 și a terminat definitiv ca jucători. Deci aia care au fost în generația cum erau în trecut, acum își cau sub 29 ani de drept, ei nu mai există pe la echipă. Uitați-vă să vedeți câți vedeți pe fără de joc, 94-95. Deci două generații a terminat cu decizia asta. Iar copiii nu sunt pregătiți pentru Liga 2. Ce s-ar putea face? Nu știu ce s-ar putea. Deciziile se iau fără să întrebe pe nimeni, să nu întrebe un antrenor, să nu întrebe un conducător, că nimeni nu ne convine, dar văd că mergem înainte. Nu dau vină acum pe asta, dar zic așa, să iau niște... Noi suntem în iată lungere, nu pot să aduc jucători, nu am centru de junior la nivelul nu știu cui. Joci cu jucători care de unde îi găsești și cum îi găsești. Care este obiectivul pentru acest an? Obiectivul este clar, dar am play-off. Deși am plecat prost, trebuie să strânge rândurile. Eu spun că avem un lot capabil să ne clasăm ca și anul trecut. Am trecut un an în care am trăit în condiții mult mai grele și n-am ieșit din primele 5 locuri. Anul acesta, când am adus și jucători, văd că e reversul. Trebuie să strânge rândurile, să câștigăm următorul meci acasă cu Clujul și dacă nu play-off, trebuie să rămânem neapărat la divizia B, asta e clar.